n-am plin de satisfacții, pe lângă faptul că am avut cele mai mari medii la admiterea în liceu, pe lângă faptul că am primit în școală niște elevi deosebiți de clasa 5, încheiem acum cu rezultate deosebite pe măsura valorilor și a colegilor care îi pregătesc, colegilor mei, cărora le mulțumesc pe această cale. Peste 140 de olimpici naționali, peste 600 de olimpici județeni cu premii, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un top al liceelor din România, undeva sus, ceea ce înseamnă că învățământul de excelență dă în continuare roade în școala noastră, fără a uita însă că acești copii își doresc pentru viață o bună pregătire, atât pentru admiterea în liceu, cât și pentru bacalaureat, unde așteptăm rezultate la fel de bune. Știu că aveți admiși și la facultățile internaționale. Da, din